Dacă ești un amic adevărat, știi foarte bine că cele mai ieftine jocuri le găsești pe Eneba. Linkul în descriere. Salutare la toți frumoși și bine v-am regăsit la un nou episod. Deja am plecat pentru că nu mi se auzea sonorul ăsta nenorocit. Dă-l încolo că mă enervează. Bă, mice, zici că în fiecare zici de restart la Windows și se strică ăla în calculator, bă. Păi sincer să fiu, da, mi-am dat aproape în fiecare zi restart la Windows din cauza căcatului ăluia de Forza. Și oricum nu de la asta fucă, am mai filmat până acum, ești nebun la cap, eu știu ce dracu are. Bă, du-te, bă, de aici, ești nebun. Cum să te las? Ce cauți tu aici? Uite-te la el, uite-te la el. Amice, păi vezi că eu nu dau în tine, tu intri în mine, retardatule, nu eu în tine. Și te răstorm. A, da? A, bine. Na, n-a futut. Ce făcuși, amice, aia? Ce făcuși? Nebupați aia și tălpile tale, doamne. Uite că eu și semnalizez, sunt băiat ca lumea. Bă, e copacul sărit, mă, căvăș. E căzut. Au futut. Păi, ăsta zbură, mă, Cavaș! Domnul Cavaș, tu voi vă zura ce păzi eu? Zbura și ești nebun? Da, dar tu vă zuci, de ce? Nu. Încercai să tai curba, mâncați și nu era drum, mâncați și curul tău. Pe bune? Pum! Da. Mai dobără ăsta pomul, amice. Păi nu, că era căzut. Pomul, ești prost? Era căzut, bă, era căzut. Era căzut, amice. Bă, dar unde intrarăm, bă, aici, la ferma lui Bercică, unde suntem? Că zici că suntem acasă la Costică, ești nebun? Păi chiar că. Bă, dar ce aiurea fum în casă și bă, dar te iai foarte puțin curba. Păi nu, știi care e chestia, bă, am văzut pe ăsta, update-ul ăsta, cum ar veni, sunt unele zone în care cum ar veni... Nu e mapă. Nu e mapă, exact, e efectiv ca și cum ar fi doar, e poză, știi, cu ce se află în partea aia, e un pic ciurățel. Dar, na. Da, e bă, oarecum făcut mai bine, dar oarecum... Ferma asta, bă, da, să mă pișcă aici. E mișto oricum drumul ăsta, așa. E mișto, dar dacă dai tir în tir, pa... Trebuie să te oprești, te tragi pe... Da, bine, câte tiruri să și vin aici. Iar îmi veni ratele, mă, dar ce dracu e aici? Sat fără câini. Bă, legu, mă, pe unde e, mă? Trebuie să facem sunt dreapta. Sunt prost. Faceți dreapta, că vin și eu. Doamne. Bă, dar omul a luat semnalizat la mă, n-am avut niciun stres. A avut să-i harta cu capul în jos. Ia să ne uităm stânga, ne uităm dreapta. A, vine mașina, futuți. A, e, salut. Te-ai dus, doamna, mașina. Amice. Deci a Bercică cu fanfara. Amicul militarul, așa ei se mai spune lui. Amicul militarul. Da. Deci... Bă, lasă-mă să futu-ți gura, măti. Amice, nu-i frumos să vorbești așa urât. Mamă, mâncați așa, tu-ți dai seama câte, câți urși, știi câte urși aici sunt în podurile ăștia. Fai de capul meu. Amice, nu știu, eu zic să ai grijă. Amice, e bine că nu mi-accelerează ăsta. Mai să știi că... Cum trecu că data trecută mă cam ajunsuși? Unde trecu te ajunsuși? Nu, păi cum trecu și tu pe... Bine, cred că da, veni și în fit. Da, noi ce suntem acum? Suntem în... Stai că zic imediat. Suntem în Bran, amice, ia uite. Ia uite castelul Bran. Păi uite-l castelul sus. Băi, ia-o spăda pe Dănică. Uite ăsta, pe văzut ăsta, a vreun mesaj? Îmi dădu și mie, da, dar nu știu, nu înțeles ei când. Mie nu-mi dădu nimic. A, pe mine. Hai grijă, amice, nu sta pe telefon, mă, cazaș. Da, da, pentru... Mamă. M-am răsturnat în braț să more... Praf. Te răsturnași de tot? Bă, a scăpat bine. Amice, bă, tu mai ții minte cafenea aia, aia... Unde am băut în infinitul, da? Acum nu mai e. Acum nu mai e. Hai, bici, hai. Cu telefonul în mână. Păi dacă stă să uită de concedii, el concedii iar de când... Păi mă, nebunește ăla, mă, nu ăla, că când facem 2000 de vizualizări. Păi, bă, dar în Grecia acolo nu e unde căzu eu. Sunt 600 pe de kilometri, știi că așa merg. Ești în Tasos, mă, cred că. Nu, e în Tor. Păi doar, amice, dar vezi că e cam mult, amice. Ce, 900 de euro, două persoane? Două? Da, cu mic dejun și cina și... Nu, două persoane nu-i mult. Bine, bă, o să mă coste drumul mai mult pe decât până acum ce ești prost. O, mă, amice, ce ai de bun. Bă, ești de bun! Amice, cât bag? Bag, bă, amice, bă, dacă ce dăiază droaga asta ordinară? Eu de... Bă, ăștia, intrară peste noi, văzut și amice? Da, mă, așa, am zis să până la Dănică să vă invit ăsta, să vă duc și eu dacă, pe a miercuri, că face ziua copiilor. Cu leotar peste. Da. Oricum, pe eu mă duc și am întors seara, deci. Bă, dar ce vă fac drogile alea așa mult? Adică? Păi uite ce mă accelerează amicul, pișam aș pe el. Aha, și mustăcioară. Asta e amicul, mă? Eco, nu, da. E, bă, e legumă. Bă, ești prost? Păi, bă, sunt spate, amice, sigur. Mă, mă, mâncați-aș, vipera! Amice, vipera, mâncați-aș! Da, vipera, amice! Ia uite, o fătut gura, mătii, da. Hai că mai stă pulea cu tine să stăm în episodul, bă! Vipera! Pulea cu tine! Amice, era mătă, amice! Bă, dar de ce?
Bă, dar de ce mă... Măi, eu nu înțeleg, de ce mă face el praf? Nu înțelegi, eu înțeleg, ești prost. Brașov? A, pă mă dă înapoi, mâncava. Cred că da. Cu tine să-ți faci episodul, bă. Hai să arăt, amice. Hai să arăt, amice. Amice. Lasă că-l termin eu. Ce mă, s-a făcut și ăla praf? Nu, era să mă răstorn, dar... Amice, fără și tu praf, amice, că n-are încotro. Avusei de ales, ori să mă răstorn, ori să intru în gând. A, băgam ești. Domnii milițienii, mulțumesc pentru ajutor și căsărirea să mă ajutați. Câți kilometri mai aveți, băieți? 220 și am aș pe cursa ta. 20? Că zici că ești scurtă, scurtă. Dă-te în sparanghel de aici ca să ai cursă de 20 de minute, cel puțin 20 de minute. 20 de minute, mă, avem 5 minute și făcurăm 100 de kilometri. Bine, făcurăți 100 de kilometri. Păi 5 minute, că alte 4 le pierduși, de-aia. Care 4, bă, că fug un minut, ești nebun. Bă, ce-i place ăsta să exagereze, amice? Amice, un minut. Bă, am rebut. Pe poartă. Bă, du-te de aici când faci tu intro de un minut, handicapatule! Bă, ești retardat ca în filmarea, chiar dacă nu s-aude. Și te uitași? Păi, e, te mă uit după. A, și dacă nu e peste un minut, îți bagi joaca în gură? Și dacă e peste un minut, e sub două, ce faci? Bă, e sub două. Că e un minut și ceva, eu când opri, scria un minut, nu mă uitai la secunde. Bă, du-te, bă, și un minut și 50, pișatule! Păi, sunt două minute. Chiar dacă mai exagerează el, practic are dreptate, că nu fu lungă. Bă, doar ce ieși să ne pe poartă, ești nebun? Le arătai la oameni stătările, că gen scaling-ul... Am scăpat? Zisă, eu când am ajuns cu asta la destinație, am plecat. Da, frate, poți să... Bă, ia dă-i mă drumul de aici. Amice, fă-l mă praf să plece. Păi nu, că tot nu rămâi dator. A, nu mai rămân dator, gata. Nu mai rămân. Nu până la dator, e datorie, amice. Amice, nu mai e gata, gata, nu mai e. Păi vezi că mergi că știi bine. Vezi că oricum tu mi-ești dator, amice, cu două clipuri. Cine-ți mai e, bă? Păi ia mai te mă măta de aici. A, da? A, da? Mai, nu mai ții minte. Da, ce dracu ești tu? Nu mai ții minte, nu? Nu mai ții minte, ia gata. Nu, bine. Ceva. Ia hai, amice, să plecăm noi acum. La Sabor, hai să facem Sabor. Bă, alerter chiar, eu alerter n-am filmat cu voi. Unde sunt ție dator, mă, legume nenorocitule care ești? Cum n-ai filmat tu cu noi? Alerter, ce dracu am filmat eu cu tine? Ați filmat voi două clipuri și eu n-am filmat nimic. Am zis că am ăsta, CS-ul cu amicul. Am filmat doar cu amicul CS-ul ăla. Mai că te grăbeai, că aveai treabă. Nu, că am filmat cu tine. Am filmat înainte când am filmat ăla. Păi eu normal că am filmat și cu tine și cu ăsta. Da, da, așa e. N-am filmat biliardul ăla de căcat și pentru tine ăsta Monopoliu. Înseamnă că mi-am plătit datoria. A, și ia vezi cât a durat biliardul ăla, vreo 40 de minute? Păi da, bă, dar am avut timp. A, am avut timp. Ia stai, bă, legumă, bă, ia mai... Ba, nu, bă, amice, hai să nu-l jurăm. Deci, amice, vă spuneam să facem și noi mâine. A, da. Și o să dureze. Hai, că nu-i zic nimic de măsa. Că a vrut să-i să-l înjur acum, știi, să-i zică, bă, că de fapt că am stat 40 de minute, că nu mai suntem datori față de tine, dar îmi aminte că mâine o să filmez și eu, abilia, și o să fac și episod de o jumătate de oră. Amice, mai ho! Păi unde, amice, mâine filmez eu biliard? A, de fapt, dar nu de filmăm. Păi toți filmăm, păi nu trebuie să îngropăm trendul ăsta. Păi, dar ce dracu, noi l-am început, noi nu îngropăm, he? Bă, da. Zi-te-o, amice. Nu, că nu lasă începe voi. Bă, ia uitați-vă, mă, pe ce-am postat pe primul, bă, frailor. Bă, nu știu dacă primul, că... Amice, stai un pic, una e să filmez, bă, așa ce dracu, ne o luăm și noi, că noi am început trendul cu orice joc, l-am filmat înainte, că nu mergea, știi? Bă, dacă nu ți-a mers, înseamnă că nu tu ai dat startul. Dacă nu-ți mergea eu când știu, îl filmai tu. La iubita mea. Da, iubire, că tu faci banii cu ciocanul și nu știam eu, he-he-he. Ce? He-he-he. Nu, no, era vorba de... Ah, că zic că zisă Betty. Băi, la Betty îmi zisă. Păi cu și... ciocanul faci bani, normal, când cu ciocanul, haide! Te postezi picolo, nenorocitule. Mie mi se părut asta o formă de ceva genul. Ce te plânge asta, bă, pișatule, ce că doar nu dai cu ciocanul. Păi nu, bă, cu altul contextul. Da, știu. Bine, da, să știi că păi da, știu. A avut o exprimare foarte proastă, amice. Nu se zice să faci bani cu ciocanul, că dacă faci bani cu ciocanul, înseamnă că îi faci greu, înseamnă că îi faci cu muncă, exact. Cu zonă. Înseamnă că ești sărac, lipit în pul. Au, nu. Nici chiar așa, dar... Nici halul ăsta. Sărac ordinar ce ești. În sensul că eu nu fac bani așa... Bă, ce dracu? E o vorbă. M-a răsturnat cu aia. Nu pus o frână deloc. Gen că nu faci, că tu... Mă, ce morții? Bă, nu-i fac bine. Da, băieții, gata, m-am dus. Gata, amice, și eu cu episodul, până la poți să ies? Nu-mi pus o frână, mă, mâncați, aș cred că nu-mi luă volanul. Bă, nu-mi pus o frână deloc, ești nebun?
Da, mă, da, 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 da. Să mor dacă mint. Bă, ce e cu harta asta, amice? Nu știu, bă, dar să nu mai curbe, să mă piși pe ele. Păi la pitești, bă, dar așa e, bă. Păi da, amice, dar uite, nu mă lasă să iau pe unde vreau eu, amice. Da, da, am văzut. E aiurea rău, adică ce nu te lasă să treci pe nicăieri să mă bată mama. Câteodată nu te lasă să o iei pe contraseu, ești nebun? Zici că greșești traseu? Îl greșești, boule. Păi uiți că noi ne încurcăm și viața reală. Tot nu mă lasă să trec pe acolo. Da, mă, n-ai văzut că acum nu te lasă gen și dacă e în aceeași asta, da. Pe banda dar din stânga unde cum ar veni, n-ai voie să mergi, spune-o X. Păi nu te dracu, lasă-mă în pace. Dă-mi amendă. La București, direct. Păi nu, că oricum, eu sunt, vai de, nu mai zic nimic. Bă, lasă-o dracu, de ce nu-mi pusă frână, nu înțeleg. Nu-mi luă frână, am încă vaș. Ia acum, uite, acum pune frână. Dă-te în căca de tir. Dar ce că n-a pus ai nici pe tastatură, nici pe nimic. Sper că aici merge oricum. Ciudat, ciudat, băieți. Nu vreau să mai zic nimic. Da, eu cred că oricum legul mare hack. De ce făcui? Eu păi, să zici că am hack. Că te duce prea tare așa. Mi se pare mie. Voi ce? De la ce aveți tirul? Că eu am de la Mercedes și eu cam de post. La mod, da. A, da? Bine aici. Lasă. E, mi-a făcut mie cadou. Da? Bita mea. Da. Ce? Ce amici nu mi-a făcut nouă? De fapt de-aia nu cred că ne făcea nouă cadou. Este amice? Amice, pe atunci mergi da. În plice. Cine mai eu? Păi tu nu poți, că tu o să fii cu copil mic. Sau bă, bine, dacă vrei. Amice, dacă bă, trebuie bă. Să fiu neapărat cu doi... Da, de fapt, găsesc eu cu cine să da, păi, dar de ce, bă? Stai puțin, că dacă nu mă înșel... Dănică l-a luat pe Achim în prima lui vacanță când avea sub 2 luni. Da, bă, dar l-a luat în Grecia. Păi și are. Corect. Una e să fii în România, alta e să... A, păi trebuie pe la pașaport, nu? Păi nu păi că neapărat că trebuie pașaport. Da, drum, ideea e și amici, de chestia asta, drum și de... Se întâmplă ceva, una e se întâmplă ceva în România, păi alta e se întâmplă ceva în Grecia. Așa e. Amice, vin Grecia. Nu știu, amici. Hai fraiere, că nu e scump. Da, amice, nu fi el scump, dar... Eu trebuie să vin cu cineva, înseamnă. Păi și ce te țin eu sau ce vrei să bag eu pe... Îți iei dacă vrei, dacă nu, te morți, păi, dacă nu... Dacă nu, singur nu vin dacă n-am cu cine amici. A, da, pe atunci, păi mă încurca. Păi stai bă că ăștia trebuie să plătite, te dracu deja. Păi da, amice, dar plătite. Te fugi la căciulata, hai. Păi nu mă mai duc deloc, na. Nici acolo? A, păi tu ai îngropat turismul din România. Vezi? Hai că eu ajung, bă. Vedem, amice, ho, că când îți trebuie răspunsul, azi? Da. Hai, atunci mă piși pe tine. Na. Voi ajungeți, păi eu mă fac cu praf, ce dracu. Legu, da, mă, tu o să poți să pleci, salut! O, amice, ești nebun? Hai, amice, fă-l! N-am cum, amice! Nu mă lasă sufletelul! Sunt pretențios, este? Eu încă conduc, eu încă merg, eu sunt bine, eu sunt tare, eu sunt șmecher, eu sunt valoare! Și el mai e șmecher, Legu, mă, ești nebun! De unde? Pișa, mă, și pe el! Nu vreau să vorbesc așa, dar m-am făcut! Bă, dar tu ne-a prujma așa tare! Cu 100 la oră, amice! Bă, dar tu, bă, nu frâna și... Păi eu bă, dar mai avem șanță. Și noi o țură măcar de auto sus stradă. No, super. Bă, grele drumurile ăștia, mâncați așa. Cum ori merge tiriștii ăștia, bă? Cred că nu cu 300. Uite cât de greu, fătu-ți tirul, mătii. Îmi punea frână, mă, mâncați așa. Bă, tu știi cât de la 70 la 40 îmi frânează în 5 secunde. Ce 5 secunde e puțin? În mai mult. Praf, da. Prost tir. Putu-vă în gură că lucrați pe apela drumul și eu stau cu ochii în telefon. Păi aia era problema, amice, nu că nu lucrează ea la drumuri. Păi da, frate, drumuri da, și bă, eu îi depășesc pe ăștia prin Slatina, amice, stau bal și unde sunt cu câte 120. Merg pe aici să eu mă bandă, mama. Eu nu luai în episodul ăsta pe deloc 100. Ce ai, bă? Păi pe unde să iei 100, amice? Că nu faci stânga, că te dau în tine de te arunc în Old Kim, ești nebun? Unde, mă? În combinat, nu știu. Aici parcă m-am făcut praf data trecută, ia să o las mai ușor. Da, asta a fost Slatina, bă. Ba nu, parcă-n fata aia. Mă, depășesc pe bord, amice! Bă, nu fi nebun, legu, mă, că le dărâmi elor acolo. Cred că nu-i așa în realitate, dă-l în moașe sa. Da. Da, o depășire cam periculoasă. Bine că a frânat băiatul ăla, m-a lăsat. A, păi uite, mă, că suntem și în coborâre, mă, de-aia am pus-o mie frână ăla de nu-mi pus-o deloc. Că parcă aici m-am făcut praf. Da, m-am făcut praf. Și tu? Da. Mamă, cum ar fi să vă dea înapoi în Brașov, pișama și pe voi. Da, în Brașov. Brașov. Bă, amice, bă, tu de ce nu ești amice ca în râhâit? Râhâit? Păi dacă-s bărbâit, păi era curmea să fiu și râhâit. Mamă, păi nu mai vorbea asta, ăsta mai vine tăcea de gură să făcea că-i mut. Să știi că?
I can't speak. Și așa, până în jurai la micul, fai de mine, era nenorocit. Bă, dar eu nu știu dacă nu știa ce să spună bă, sau ce să înjure. Bă, dar tu simți așa nevoia să repeți? Da, ce? Ziceam eu? Da? Bă, nu, păi nu repet ce ziceai tu, dar repet gen că ziceai. Vezi? Respect, amice. Niciun respect, ești o jigodie ordinală. Amice, când vreodată am fost eu jegos cu tine? Hai să fim serioși acum. Mereu. Da, eu? Mă, dar centura Balșuri unde? Nu știu, amice, dar centura mea. Bă, de, chiar, tu nu poți să spui centura pe Eurodrag. De ce? Bă, nu prea poți. Păi, ce-ai drept, cine poartă centura, mă, că... Păi se presupune cu ai, bă. Da! Ce m-am făcut, praf? Luai niște pedale, 80% în Balș mâncava și luai. Da, mă, mâncața și chiar o ai. Cred. Ce să ai, mă? Centura, dar nu-mi dau seama bine. Stai cum e că mă fac praf pe aici, lasă, mai bine... Mai bine mă uit eu liniștit. Dar nu ți arată corpul, nu. Corpul ăsta? Doar din afară. Mâncava și voi ajuns să răzbă? Da. Atunci, legumă, tu poți să te duci, frate, fost treaba, eu mai am o tură. Hai, hai că plec și eu. Păi, bă, că n-a ajuns încă. Ai, ce mă, așteaptă-mă și pe mine. Păi ce, bă, și tu te-ai făcut și praf? Eu? Nu. Păi da, nu zisei că m-am făcut praf. Păi da, dar nu te-ai făcut și praf acolo, gen aproape. A, ba da, dar de asta, gen, m-a trimis la serviciu în Craiova, dar... Bine, că cât luai să mă fac praf până venea la să mă care, până ăla, cred că ajungeam mai repede, dacă mergeam cu 120. Cum mergeam eu. Bă, dar asta, bă, eu am tirul prost rău de tot, mă, Cavaș. Ia uite deci tu pe cât ăsta, aoleu, mai vine și... Deci când prind și eu 70-80 la oră, se întâmplă ceva, să trebuiască să pun frână, mă, Cavaș. Da, mă, da, și pe să bune. Mi-e carici în gură. Bă, dar chiar pe mine, de ce nu mă trimis aici, de exemplu? Cea mai mare unde caricială? Aici? Caricială. Pitești, de ce nu mă trimis la Pitești? Că mă făcui aproape mai, ăsta praf mai aproape de Pitești. Nu mai pornește, mă, Cavaș. Păi ce amici, chiar no, așa nu te nu făcuși te făcuși, praf? Doar ce plecați din Brașov când te făcuși tu praf? Lasă-mă că m-am mai făcut eu odată. A, da? Păi da. Și te dusești tot înapoi? Păi da. Sorry, I'm in a rush. Hai, salut, băieți. Sorry, I'm in a hurry. Chiar I'm in a rush. Zice, nu mai merge, băi! Trebuie pe aici, mă, Cavaș. Ce fac și amice? A, păi uite, bă, de aici avem autosul și stradă, mă. Ce bă, să dau eu prioritate? Îmi pitește și prost? Tu n-auzești că m-a făcut praf, ești nebun? Hai să nu băieți, l-am lăsat. Hai, bă, amice, te rog. Hai, amice, că suntem până la 20 de minute. Stai, hai, pa, pa, pa. Hai, pa, legumă. Legumă se grăbește, băieți. Amice, până la 20 de minute, mai sunt 3 minute, amice. Că acum imediat merg. Mă-mi trebuie să fim creavă, mă piși pe tine că ajuns, stai. Dacă nu mă mai fac praf, amice. Bă, dar amici, am și jegos tirul ăsta rău de tot, mâncați așa. Sunt curios cât prind maxim pe autostradă. Pișeam mă și pe el de tir, că n-am niciun damage, n-am nic. Auzi, știu cât de greu accelerează mâncava așa. Bine, e tir, dar îl încarici că e de la Merțan. Amici, tirurile de la Mercedes nu sunt așa ok totuși, cât de cât? Cricât. Și că sunt, dar consumă mult. Nu știu, amici, ce să zic de consum, dar cam nasol, amici. Eu zic sincer. Cam nasol. Bă, nu știu ce poveste. Am aici o serie că de povești de pe viața cu Bercică. Da. Continuă, amice. Ce nu știi pe care să o alegi? Hai mă, că uite, prinde și el 90 și... Bă, nu spune că... Bă, de fapt, stai, bă, ce autostradă, că n-avem de la Pitești la Craiova, noi la Craiova mergem în Cavaș. Păi, de viața și de zilele mele, ziseai că gata, scăpai. Da, bine, că cred că e mai bine drumul. Adică e, sigur, mai bun drumul. Dacă luai frică de când m-am făcut colo praf de 13 ori. Așa, cu 60. Pitești. La Pitești poți să cam te pitești de la București și la Craiovești. Nu poți să te cam Craiovești. Cam da. Vezi, amice, eu știu mai bine. Bă, ce stați, bă, la roșu, pișaților? Cine mai stă la roșu în 2022? Bă, dar oricum se făcu verde, ce noroc a văzut. Bine, nu, că mi se pare că am alea dezactivate pe ăsta. Mai avem noi un profil de Jucan Petrovo, dar ăla e gen să nu ne facem praf. Acolo chiar am bani pe plus, că aici sunt minus 130.000. Dacă vreți să știți cum... Ne-am făcut praf în continuu cum. Păi te-a luat salvare, ești nebun. Ce ai, băi, ești nebun, amici? Că îmi luau ăștia și tirul și permisul și tot. Bă, tot, sper că ești... Da, e bine. Focțini. Fost să focțini? Hai, bă, că e mai bun drumul pe aici. Bine că tot prost merge, mă, tirul ăsta, să mă piși pe el.
70 maxim, înseamnă că e cam mare curba asta. Hai să mai dăm așa la un 80 ceva. Forță, forță, ținii, auliu, mâncăvăși. Ouțele voastre alea micuțe. Hai că mă urcai pe sens. Bă, amice, chiar, dar ai văzut că unele sensuri sunt înalte din prima? De ce, frate, ai face așa ceva să-și strice lumea? Uite, de exemplu, ăla din fața Carolului. E mare din prima cum ar veni, de la mijloc. Nu are o asta să știi și tu, bă, uite, îl încălecai că sunt idiot. Adică să dai direct cu janta. Da, e cam nasul. Bine, n-am dat, dar zic așa, zic așa. Ca și chestie, știi? E un pic ciudățel. Dacă stai să o gândești așa. Și eu cam stau să o gândesc. Păi pe tir... Amice, tu dai seama că dacă ai fi tirist, amice, ai sta așa toată ziua în gândurile tale, amice, cred că ai nebuni? Bă, nebunești, mă, ce ești nebun? Și pe mine mă și apucă gânduri din ăștia, așa, amice, de nebun și de turbat. Amice, tu te-ai gândit vreodată, de exemplu, cum ar fi să... Așa. De exemplu, să zicem că acum ai apărarea la tine pe casă. Da? Da. Cum te-ai dat jos? Dacă aș apărea la da, ai apărea pe casă? Sus, pe casă, da. Cum te-ai dat jos? Aș sări. Amice, tu ai casa de un etaj, scuze. Dacă ai apărea la mine pe casă, ce, cum te-ai dat jos? A. Păi cum aș putea să apăr acolo? Aia, mă, amice, intră și tu în joc. Cu scara. Păi n-ai scară. Cu măta, nu știu. Păi mama e plecată. Nu știu, bă, nu știu, nu știu. E, vezi? Unde vrei să ajungi? Păi unde voiam să ajung? Păi eu mă gândeam că mă dau jos pe burlan. Logică, doar nu-s prost. Dar după mă gândeam așa, amice. Și dacă n-aș avea burlan? Și după dacă găseam altceva, amice, și dacă n-aș avea nici aia, amice, eu zisei că sunt handicapat. Văd. Tu nu mă crezi. Bă, dar asta ce e? E Walt-ul? Da. Salut, băi, Waltețule. Bă, dar e mare și Walt-ul ăsta, așa, amice. Zici că e cam da. Cât Danub. Bine, mai mare Dunărea, mă. Bă, dar chiar cât are Dunărea, amice, acolo, unde e podul ăla mare, unde e și ălea, porțile de fier și așa mai departe. Cred că are 6-7 metri, da? 6-7 metri? Ce-ai, mă, ești nebun? Are mai mult? Nu știu dacă are mai mult. Cum să n-ai pe mai mult de 7 metri, mă, ce-ai? Bă, amice, tu te auzi? Amice, pe nu bucata știu. Aia acolo, unde e mare, de podul, de la cum îi zice, mă, unde e aia, vama, de la, nu mai știu cum dreacu îi zice, de treci pe podul ăla mare. La Serbia. Aha? Da, acolo, dar nu știu, o fi, e mare, mă, ce dracu, n-are cum să aibă doar 6-7 metri, amice. Hai, mă, fia dracu de mașină nenorocită. Ia uite cât trebuie să frânez. Trebuie să fie mai mare, amice, ce-i? Ieșirea din Balș. Amice, vin. Viu repede. Bă, dar ce? Bă, de la ieșirea în Balș până în Craiova doar 14 km. Bine, de fapt. Până la intrare în Craiova, căcatul sunt. Amice. Bă, de la intrare în Craiova? Da, cam de la ieșire din Balș până la intrare în Craiova. Da, cam atât e. Da, nu o să mă da, într-adevăr. Bine, ce faci? Bă, acum, sincer, ajungi imediat în Balș, dacă... Că s-a făcut aia. Bă, da, până la urmă, amice, cum e? Până la ieșire din Balș, nu? Gen... Da. Adică treci de Balș. Da. E bine că i-au dat drumul măcar la aia, că... Sincer, aia era cam cea mai importantă, sau printre cele mai importante bucăți. Mai e aia după Slatina, sau centura la Slatina, sau ce mama ei se face. Și ăia suntem. Amice, dar la Slatina se face centură gen și ieși din ăla sau da. Tot drumul expres ieși centura cum ar veni? Păi tot drumul expres se leagă cu centura. A, se leagă cu centura. Păi... Nu se face... Gen, nu e separată centura Slatinei și drumul expres, aia vreau să, să aud. Da, oricum, eu zic că acum dacă mergi nu cu limita legală, faci sub 2 ore, cred că, până la București. Da. Bine, cel puțin când se face tot, acum momentan nu știu dacă faci. Ia uite, băieți, ce frumos e în Craiova, domne. Ia uite, domne, ce braj. Ia uite, domne, ce fai de mine. Ia uite, domne, trebuia să fac stânga, mâncavaș. Amice, acum staționez și eu. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine pe da, telefon, dar nu contează. Nu, nu, aia, amici, că făceam altceva. A, făceai un tamil? Ceva genul. Ie, bă, dar care e asta?
de mașini de aici. Mâncoțuș. Hai da. Bă, nu ne trebuie experiență, așa că o să-i dau un sorry ai minohori. Să-l parcați voi, băi, pișat. Bă, bine, cred că era ușor de parcat ăla, dar mă rog. O, luarăm și bani, ești nebun? La ce făcut, ești nebun? Băieți, cam asta o să fie cu episodul. Sper că v-a plăcut, nu uitați de like și o să ne vedem data a viitoare. Vă pup pe toți, e și pa, pa.